Hey, I'm at the visual effects workshop. Check it out. Nu, tu l-ai văzut? Da. E făcut oarecum asemănător cu mașini care se transformă în animale. Și o să vă explic în mare cum se face animația 3D, doar ca să aveți o idee. Nu e cineva 3D. De ce ești prost? Dar ce faci? Nu pot să ascult, nu? Ba da. Ascultă, dacă nu pot, îi explică ceva unui copil care n-a înțeles. Posibilitatea să iei mașina și să o întorci, să vezi pe toate porțile, chiar să o deranici, să vezi ce are numai. E un alt tip de construcție. Ce fac animalul așa, imaginați-vă că la cum am zis mai devreme, la orice tip de animație, după ce vedea la niște schițe care sunt în genul ăsta și se desenează mai multe unghiuri de vedere. Ca să se știe artiștii care urmează să le creeze în trei dimensiuni, cum arată. Și avem aici o panteră, nu? Sau ziceți că e altceva? Panteră. Ăsta e un cal. Asta ce? Ăsta un cal. Un taur. Și asta? Lup. Câine sau lup? Sau câine lup. Asta e un câine. Nu, asta e lupul. Asta e pantera. Asta e taur. Nu, asta e taur. Nu era calul ăla. Nu. Oh, deci așa te transformă. Power Rangers sucks ass. Vezi cum mă sprijin așa de tine, că mă doare cu ochi. Când a intrat din programul care se creează animalele, arată asta, deci e foarte fiert și urât inițial. Și se adaugă culori, se adaugă tot felul de texturi și materiale, astfel încât să ajungă să arate foarte reale și să credeți că există și zboară și se mișcă acolo. Așa, după care se creează decorurile, care sunt la fel foarte realiste. Se creează orașe întregi. Seamă, dar nu. Și asta e spot. Oh, mă, ce face Dino aici? Există, așa cum există efectele digitale, care se fac cu calculator, există și efectele fizice. Și dacă tot am discutat despre animăluțe, începem să vorbim despre... acum, când avem un dinozaur. Da, acolo e un dinozaur, e adevărat. Pleo! Dinozaurul l-am pus acolo pentru că este unul dintre... una dintre spăile pe care puteți să o și vedeți, să o și aveți. Pleo! Se mișcă, ați putea să mergeți la lucrurile de acolo. Să vă jucați că e un robot care se aseamănă foarte mult cu animăluțele pe care vreau să vă povestesc, care apar
Așa, deci există, când nu se fac animații 3D, se fac aceste jucării, sunt niște roboți care arată cât se poate de real și, da, vedeți, ori animalițe, ori oamenii. Și acolo roboțelul Cleo care v-a zis că vă puteți suca ca să faceți o idee ce înseamnă roboțel, dacă nu ați văzut ca roboței până acum. Și genul ăsta de construcții se folosite și în filmele reale. Așa. Mai există situații în care trebuie să joace actorii tot felul de roluri care seamănă cu oamenii noștri și au nevoie de proteze speciale, cum vedeți aici. Adică actorul trebuie să fie un vârcola. Ați văzut filme cu vârcola? Da. Și încă câte? Câte? Vreo 1999. A, deci vreo două, da. Da, și mai potrivit cu rolul de vârcola. Cel urmează să aibă și un costum pe deasupra, cu străniță, cu tot felul de altfel. Oh, ce frumos! Cine a văzut King Kong? Noi am văzut King Kong. Și eu am văzut King Kong. Noi am văzut King Kong. Noi, ăștia, ăștia, ăsta, Ciorba 2000, ăsta, ăsta, Ciorba 2000, și ăsta, Apocalipsa în Unghiț, și ăsta, care prezintă, o cheamă Alina Caza. Și Pun o mare cantitate de colorant în niște manechine și le arunc în aer. Sau ketchup. Da. Sau mă rog, dacă e explozie mare, nu vezi nimic, așa că... Dacă e explozie mare, nu poate să fie de răzut. Există situația în care trebuie construit un fel de înlocuitor al actorului, ca să nu pățească ceva. De exemplu, dacă trebuie să arunci pe cineva de la etaj, nu arunci persoana de la etaj, ca de o păpușe, ca un manechin. Mai că vezi că sunt magazine cum arată manechinele, că sunt foarte tari, construite tot felul de materiale plastice și sunt rigide. Omul nu e rigid, adică suntem noi, chiar dacă acum se poate, reacționăm altfel mai din conjur. Da. Ideea e că se construiesc aceste popuși care seamănă cu actorii care interpretează anumite roluri. Se iau un mulaj după formă, după formele, după trăsăturile actorului. Și păpușa este folosită după aceea în tot felul de cascadori. Voi știți ce înseamnă ce sunt cascadorile? Da. Da? Cine nu știe? Nu știi ce e o cascadorie, nu? Vrea cineva să explice? Știi ce înseamnă cascadorie? Nu știu. Cine știe una? O să explici? Noi. Sau nu, mai știu. Să tac din gură? Să tac din gură? Da. Am vorbit prea mult? Prea mult? Ce? Cum adică? Ce întrebă? Pe ce program arată, dar n-am înțeles întrebarea. Ce întrebă? Cum adică ce program? Pe care vor cascadorile implică să rituri și tot felul de...